Ăsta e Amadeus, e perfect. Da, arată bine. Îl defrișez imediat, mai rapid ca austriecii. Hai, apucă-te de el să mergem. Alo, băieții, ce facem aici? Bună ziua, domnul pădurar, ce mai faceți? Uite și eu pe la muncă. Așa, în ajunul Crăciunului, credeam că aveți liber. Pădurarul n-are liber, Amadeus, copacii nu se păzesc singuri. Noi tot timpul muncim. Atunci hai că nu te mai reținem, domnul pădurar. Serviciu ușor și Crăciun fericit ție și la toată familia ta. Hai, Amadeus, că avem treabă. Stați puțin, mă băieți, ce faceți cu brăduțul ăla? Ăsta? Ăsta e pentru moșneagul, unchiul meu, îl știți. N-are brad de Crăciun și îi ducem noi unul. Ia auzi, n-are brad neagul? Și v-ați gândit voi să ciordiți unul din pădure, că ce dracu? Are balta pești, are pădurea copaci. N-am avut bani acum să cumpărăm și na, un brăduț nu înseamnă prea mult. Hai bre pădure, lasă vrăjeala asta, că toată comuna ta e în fiecare an. Hai că avem treabă, să îmbolnăvi brăduțul ăsta de toporită și luăm să-l punem pe picioare. Pe trei picioare în formă de suport. De anul ăsta nu mai taie nimeni, Lucas. S-a dat ordin de la minister. Nu se mai defrișează nimic în România. Gata, o să fim oxigenul Europei. Toți o să respire aer românesc. Bă, pădure, tu chiar ne iei de proști? Păi austriecii taie de rup, în Harkov acolo taie ungurii tot și tu ne frești pe noi la cap? Ce zici, domn pădure, îți dau 10 lei și ții două beri din partea mea? Pentru aia mici și pentru tine, normal. E, dacă mă rogi frumos să faci o derogare, dar pune 20 de lei, Amadeus. Nu-i dai nimic din banii noștri munciți și din ajutorul meu social, Amadeus. Nu-ți dăm nicio șpagă, bă. Ăia ai tăi au 7-8 ani, le trebuie lor bere. Vezi, poate te reclam că cer mită. Hai, du-te și plimbă ursul sau ce dracu faceți voi pădurare și lasă-ne că avem multe de făcut. Nu fi obraznic, Lucas. Eu zic să vă mai gândiți. Se face pușcărie multă pentru tăieri ilegale. Hai să mergem, Amadeus. Nu faci șpăgarul ăsta nimic, joacă la cacealma că e lacom. Ce ne faci, mă, ne bagi la pușcărie pentru un brad? Du-te, bă, împit. Ești cel mai mare prost. Facem Crăciunul la secție din cauza ta, boule. Nu puteai să mă lași să dau 20 de lei să scăpăm? Uite în ce ne-ai băgat și a rămas și neagul fără brad. De unde să știu, bă, că șpăgarul ăla chiar cheamă poliția pentru un brăduț? Credeam că zice și el la mișto. De data asta chiar ai căcat steagul. Cum dracu scăpăm acum? Ai distrus Crăciunul, imbecilule. Grinch ce ești, oligofrenule. Ce e scandalul ăsta aici, bă, infractorilor? Nu pot să bea o țuică liniștit că urlați voi ca apucații? Trebuie să-mi petrec Crăciunul la secție să vă păzesc pe voi, criminalilor? Și nici nu pot să bea o țuică în fața televizorului fără să mă urlați în cap. Poate intru peste voi și vă scot infracțiunile pe urechi cu pulanul. Să n-au nici musca. Începe singur acasă și e filmul meu de suflet. Păi nu vrem să deranjăm Bertone. Dă-ne drumul dacă e și venim noi după Crăciun singuri înapoi. Tu să taci când vorbești cu mine. Ai dreptul să nu spui nimic. Tot ce spui poate fi folosit împotriva ta. Crăciun fericit, boșneagule, să fii sănătos. Știu și eu ce să zic, mi-e frică de primar dacă află. A zis și primarul să le dau drumul, lui câți litri ai dat? Da, el e primar, normal că ia mai mult, bre. Dar te rog să-mi aduci de aia de la nepoată ta din Prahova, de aia de 40 de grade. De aia bună de care îmi place mie, țuică, de aia gălbuie de zici că e palincă, știi, matale? Cel mai bun om ești, hai că deschid acum. Hai băieți, aveți noroc, stați departe de probleme și aveți grijă, legea nu doarme și justiția e oarbă. Mulțumim mult, unchiule, nu știu ce ne făceam fără tine, putrezeam în închisoare. Mulțumim, moșneagule, era s-o pățin de data asta. Numai Luca se devină, s-a certat cu pădure în loc să-i dea o atenție ceva. Ce atenție, a cerut șpagă pe față, o grămadă de bani, de unde să avem noi bani? A cerut 20 de lei. Păi și de unde să am eu 20 de lei? Am plătit ieri datoria la Royal, am rămas fără bani. Plus că nu e frumos să dai șpagă. Na, uneori nu strică. Mulțumesc din nou. Ce dracu facem cu bradul? Ce Crăciun e asta fără brad? Hai la Carol, poate știe el pe cineva să dea un brad ieftin. Să nu ne băgăm în alt rahat. Punem doar o întrebare, bă. Nu știe, aia e, ne dăm bătuți. Facem Crăciunul fără brad. Oh, iată, vin colindători. Au venit băieții de la pușcărie. Să-l pupați căciula lui Negu. Fără el faceți Crăciunul cu săpunul legat cu betele de gât, ca să nu-l scăpați pe jos. Nu prea e de râs. Trebuia să vină Negu să vă scoată, bă. Nu putem să-i zice și voi lui Bertone, deschide ușa, creștine. Văd că ai glumea, Carole. Te bucur că ți-am dat datoria, a? De unde știi că am fost la secție? E o comună mică, bă, se află tot. Când am auzit am zis, o, ce veste minunată!
Lasă glumele, Carol. Am venit să te întrebăm dacă știi de unde facem și noi rost de un brad ieftin pentru Neagu. Tu trebuie să știi că ești în mediul ăsta de afaceri, comerț. Ce dracu faci tu pe aici? Păi ce, bă? Eu vând brad la sticlă? Parcă simțeam că miroase rășină și de-asta. Iar ești tare în gură? Vezi că te dau afară. Deci nu știi pe nimeni, Carol. Bă, dacă nu vreți bere, plecați de aici. Întrebați-o pe țața Eufrosina. Ea are unul artificial. Tanti Eufrosina, aveți cumva un brad? Îl cumpărăm, dar nu dați prea scump. Nu știu, maică, niciun Vlad. Nu stă aici. Brad, tanti, nu Vlad. O brad frumos cu cetina, tot verde, știți? Brad, bre, brad. Am înțeles că ai unul artificial. N-am artificii, maică. Le-am dat la revelionul trecut. Hoașca asta e mai surdă ca un dulap. Brad, tanti, mama lui de brad. Am niște țuică de la Moșneagu. Ți-aduc diseară, îți dăm un litru pentru brad. Păi așa zi, maică, brad, am brad, da, dar l-aduceți după revelion înapoi, mă duc să vi-l aduc. Bă, hoților, stați, stați! Poftim? De ce ne faci hoț, ogre? Mi-ați furat brăduțul preferat de când eram copil, dați-mi brăduțul că vă rup. Ni l-a dat bunică ta, malacule, vezi-ți de treaba ta, ai deja brad, ce dracu-ți mai trebuie unul? Mereu fac Crăciunul cu brăduțul ăsta. Îl pun sub bradul mare. Bomboane mari în bradul mare, bomboane mici în bradul mic. Așa îmi podobește mama bradul. Dați brăduțul că vă spar la bot. Stai, stai puțin. Bunica ta, tanti Eufrosina, zice că... Nu discutăm. Brăduț cu bomboane. Nu pot să cred. Prima oară mă bagi la pârnaie, cretinule, acum mănânc bătaie din cauza ta. Uite ce o cheam. Ce dracu o să se mai întâmple azi? E ajunul Crăciunului, nici măcar n-avem brad. Îmi pare rău, chiar nu mai am altă idee de unde să luăm altul. Mai bine, iar faci vreo tâmpenie. Ce-a fost asta? Hai repede, Amadeu, să vedem. Sunteți bine? E grav? Chiar o salvare. Mulțumesc, Doamne! Mulțumesc, e un miracol, Amadeus, e un miracol de Crăciun ăsta. Ce faci, bă, Lucas? Salvarea! Alo, salvarea, a avut loc un accident în comuna Tunați la drumul principal în fața reședinței Neagu. E urgent. Iar ai făcut o lată, lași pe omul ăla zăcând acolo pentru un brad inconștientule. Ce zăcând, mă? Era doar puțin lovit la cap de la parbriz. Ești mai lovit tu la ochi decât el. Și uite ce brad frumos. Păi, unde găseam noi așa brad? A fost un semn de la Dumnezeu ăsta, spun. Nici pușcăria nu te-a vindecat. Ești ceva. Poate ne-ai băgat iar în rahat. Deschideți ușa! Sunt agent Bertone! Incredibil, ne-ai nenorocit. Domnule Bertone, să știți că sunt pregătit să-mi asum toată răspunderea. Amadeus n-a făcut absolut nimic. Tu, Lucas! Eu venisem să-l felicit pe Neagu pentru Amadeus, că a fost erou. Mi-a zis omul ăsta că a fost salvat de cineva care a sunat imediat la salvare, fără să stea pe gânduri. A vrut neapărat să-i mulțumească, nu știam că tu erai. Bravo, Lucas, ești un cetățean deosebit. Ți-am zis că e un miracol de Crăciun, Amadeus. Într-adevăr e un miracol. Crăciun fericit la toată lumea.